Șansele că Alexandre Cardozo să rămână la gruparea gorjeană au scăzut odată cu transferul lui Călin Cristea. Fundașul nu mai intră în planul tactic al lui Grigoraș, astfel că brazilianul va trebui să-și facă bagajele. Interesat de serviciile jucătorului este Mircea Rednic, care și-l dorește pe Cardozo la echipa azeră, Cazar Lankaran. Astfel, Azerbaidjanul este destinația cea mai probabilă, unde acesta ar putea merge. Cum negocierile au început, deja este foarte probabil ca în perioada următoare să se parafeze transferul fundașului Pandur, dacă va ajunge la formația azeră, brazilianul nu va fi singur, Lankaran având în lot 7 jucători care au evoluat pentru echipele din România. Între sărbătorile de iarnă este posibil ca oficialii gorjeni să discute despre felul în care s-ar putea efectua transferul fundașului.